În primul rând aș dori să vă mulțumim pentru amabilitatea de a da curs invitației noastre pentru conferința de presă care are loc cu ocazia pornirii, startului unei campanii de, să spunem așa, conștientizarea publicului, în special cel tânăr, unde avem mai multe șanse, așa, pentru deocamdată pentru zona Beghei superioare, urmând să încercăm să scalăm un pic proiectul, evident, cât ne țin forțele și, evident, funcție de succesul pe care îl vom avea în această zonă. De asemenea, aș dori să mulțumesc primilor parteneri, fondatori, să spunem așa, ai acțiunii, care au achesat ideilor noastre. Evident, având valori comune, nu puteam să nu colaborăm. Este vorba, scuzați-mi, nu o să pun nicio ordine, o să încep, să spun așa, cu domnul Martinescu de la ONG-ul Verde de Banat, domnul director Eperieș, director tehnic la Aquatim, operatorul regional pe Timiș pentru apă canal, domnul profesor Florescu, Universitatea Politehnică Timișoara, subsemnatul Cătălin Naghi, domnul profesor Bănățean, Universitatea de Științe Agricole, Farmacie, Științele Vieții, scuzați-mă, așa, și domnul Hogea de la Inspectoratul Județean Școlar. Este o listă deschisă. Avem deja semne că ea se va extinde. De fapt, acum o să încep cumva câteva tușe despre ce ne dorim în acest proiect. Cum vă spuneam, el are un caracter de... Și domnul director Lorenzo Barabas de la ADID, da? Asociația de Dezvoltare Intracomunitară pe partea de deșeuri, de colectarea deșeurilor, care va fi cu siguranță o componentă importantă a acestui proiect. Și acum, ca să contextualizez un pic, Administrația Bazinală de Ape Banat, de-a lungul timpului, a desfășurat o serie de activități pentru creșterea gradului de conștientizare a populației pentru a avea grijă de resursa de apă, care știm foarte bine, nu o să mai intru acum în detalii, este limitată, are, dacă doriți, o fragilitate a ei, trebuie să avem grijă de ea. De-a lungul timpului am dus o serie de campanii, să spunem așa, punctuale. Tocmai de aceea am dorit să facem acum o platformă unde să participe toți factorii care sunt interesați în domeniul acesta, atât factori din, să spunem, din zona guvernamentală, cât și din cea neguvernamentală. Drept dovadă aveți aici din ambele tabere, să spun așa. Nu sunt tabere. Părți, să spunem. Bun. Vă spuneam, vrem să facem această platformă tocmai pentru a, să spunem, standardiza un pic modul de abordare a acestei activități de conștientizare a publicului. Ne-am orientat în primă fază spre partea de gimnaziu, să spunem așa, cu precădere. Nu excludem și celelalte, cu siguranță vom ajunge și la adulți, să spunem așa, dar vrem să începem cu partea de gimnaziu, cu copiii mai cruzi pe care avem, să spunem așa, mai multe șanse de a-i atrage spre acest domeniu, urmând ca, evident, funcție de succesul pe care îl vom avea în primele acțiuni, să scalăm și să mergem și mai departe în zona de liceu și, de ce nu, de facultate. Oricum prin instituțiile fondatoare ale acestei acțiuni, să spunem așa,
Universitatea Politehnică din Timișoara și Universitatea de Științe ale Vieții din Timișoara. Vom beneficia cumva de know-how-ul lor și nu numai de cunoștințele lor, dar și de studenți voluntari și cadre didactice care vor să se implice voluntar în această acțiune. Noi am plecat, vă spunem sincer, de la o idee simplă. Încercăm administrația bazinală de apă Banat încearcă cumva să se întoarcă spre politica verde a Europei. Avem proiecte de cercetare pentru soluții apropiate de natură, să spunem așa, adică o schimbare a paradigmei vis-a-vis de construcțiile care le facem pe albile cursurilor de apă. Avem proiecte mature, avem intenții de proiecte pentru astfel de măsuri mai verzi. Și aici aș da câteva exemple: Bega Veche, Timișul, Aval de Lugoj și Amonte de Lugoj pe sectorul Caransebeș-Lugoj. Și cum vă spuneam, era un pas absolut natural să mergem și în zona de conștientizare a publicului, pentru că oricât de mult ne-am străduit noi ca o instituție guvernamentală, să spun așa, fără acceptul, fără dorința oamenilor și factorilor implicați, în care până la urmă suntem întreaga societate, să spun așa, succesul nu este garantat. O să mă opresc aici. Încă o dată vă mulțumesc că ați venit aici și ne difuzați gândurile noastre și valorile care le împărtășim noi aici. Și ne va da probabil mai mult șanse de a aduce oameni interesați, oameni, instituții, ONG-uri care vor să participe și, de ce nu, chiar persoane fizice care vor să participe. O să avem un calendar cât de curând, o să avem un calendar al acțiunilor la care pot evident participa și persoane fizice, să spun așa. Mulțumesc încă o dată și haideți să începem atunci. Domnul Martinescu, vă rog frumos câteva cuvinte din partea... Bună ziua, Iosif Martinescu e numele meu, reprezint Asociația Verde de Banat. Acest program vine ca o completare la proiectul demarat anul trecut, 10, un județ de nota 10, în care ne dorim în continuare să facem un județ curat și în care să implicăm cât mai multe persoane. Noi credem foarte tare în puterea educației, a implicării și a spiritului civic. Și credem că, concret, acest program Ape Curate, Verde Viață Viitor, derulat pe 3, 5, 7, 10 ani, de-abia atunci va da roade. Elevii de gimnaziu și mai apoi cei de liceu, ne dorim de bună voie și nesiliți de nimeni să participe la acest altfel de Let's Do It România, când doresc, pe parcursul unui an, începând cu luna martie, până în lunile reci, să avem un mediu, deci nu numai satele sau orașele sau localitățile cu apă, să avem un mediu plăcut, un mediu unde să trăim frumos și curat. Și atunci, dacă primăvara și toamna noi, Verde de Banat, plantăm și facem pădure, a se vedea perdeaua forestieră de la Giarmata, care este în al treilea an de vegetație, chiar vă invit să o vedeți, în restul lunilor ne dorim acțiuni lunare de educație. Mă bucur foarte tare că la această idee avem lângă noi universitatea, avem lângă noi Aquatimul. Puțină lume știe că la Timișoreni ajunge la robinet 7% apă din Bega și Bega, din păcate, încă este murdară. Vom începe acțiunea vineri în bazinul superior al Begăi, cu acțiuni la școlile din Pietroasa, în satele din Pietroasa, Tomești, Curtea și
marginea. Mai apoi sperăm că Făgetul va veni lângă noi și încet, încet, faptele bune se vor rostogoli până la vărsarea becăi sau trecerea în celelalte țări ale cursurilor de apă. Și ne dorim clar acest proiect să cuprindă și celelalte județe, având în vedere că apele române Banat cuprind și celelalte județe. Deci ne dorim foarte tare clasele de școală, mai ales că acum au și școala altfel, școala verde, să facă lucruri concrete. Adică să nu batem apa în piu, să tot vorbim, să nu facem nimic concret. Avem nevoie de ajutor din partea dascălor, din partea inspectoratului școlar și în luna iulie, pe lângă acțiunile astea de început, cu adulții, vom face 3 zile, zicem, Festivalul Faptelor Bune, în care vom intra cu adulții de data asta în bega și vom scoate, dacă peturile le scoate bega când vine apa mare afară, textilele încă rămân și arată groaznic în anii și în lunile fără vegetație. Ne dorim să fie acest moment zero, ne dorim educație, evident, credem că și coerciție e nevoie până la urmă la un moment dat, ne dorim să luăm, să avem un bun exemplu din partea tuturor celor implicați și atitudine. Noi toți trebuie să luăm atitudine. Credem că acest complex de factori va duce la succesul nostru. De asemenea, vă invităm, poate la o dată pe care o să o stabilim ulterior, să cunoașteți, să urcăm într-un microbus, să cunoașteți și dumneavoastră izvoarele Begăi. Poate că izvoarele Begăi, eu poate că mă laud, sunt mai spectaculoase decât izvoarele Dunării, care nu-i decât un rotund de beton. Izvoarele Begăi sunt cascade naturale, cascada Șopot, Pietrele Cohului, sunt cursuri de apă peste tot, spectaculoase, din păcate puțin cunoscute, avem Raiul lângă noi, trebuie să fie, să-l lăsăm și curat și mulți factori, comunitățile locale, ne dorim foarte, foarte tare comunitățile locale să fie implicate. Este tragic deseori să ducem voluntari de Timișoara și deseori comunitatea locală să nu se implice. Până la urmă, murdărie o fac localnicii și nu vizitatorii. În general, montaniarzii, iubitorii de natură, nu lasă gunoi după ei. Deci, printr-o acțiune concertată, eu sunt convins că vom avea succes, cu ajutorul Inspectoratului Școlar, a Consiliului Județean, a DID-ului, a universităților, nu? Care, până la urmă, și politehnicii, nu? Avem maximă nevoie să facem treabă bună împreună. Și cred că vom face. Și rezultatele, sigur, nu se vor vedea imediat. Dar după modelul Ciugudului, unde copiii uneori urechează adulții și au atitudine sau sună când văd acte antisociale, vor veni rezultatele și la noi. Noi suntem cel mai vestic județ, poate Fala Bănățană cel mai educat județ, trebuie să rămân așa sau să dăm... Dacă Ciugudu este unul singur județ sau Alba, noi putem fi Timișul, nu? Unul singur în țara asta. Și verdele nostru de Banat e puțin mai altfel. Da, mulțumesc mult, domnule. Înainte de a oferi cuvântul domnului director Perieș, mi-aș permite să vă completez un pic. Acesta este unul dintre motivele pentru care, unul dintre multele motive pentru care am inițiat acest proiect. Faptul că trăim într-o perioadă în care percepția și realitatea de cele mai multe ori sunt puse la egalitate și într-adevăr, percepția este că avem un râu murdar, dacă ne uităm pe malurile lui, malurile sunt pline. Găsim peturi, găsim tot felul de deșeuri aruncate din gospodării. N-aș spune aici numai de localnici. Știți cum e, orice pădure are foarte mulți copaci sănătoși și câteva uscături, care până la urmă sunt și ele folositoare, dacă reușim, dacă din ele iasă semințe bune. Așa. Și aș da cuvântul, de asta spun, murdar din punct de vedere, să spunem așa, încă domnul director, care este, să spunem așa, utilizatorul resursei de apă din Bega, încă nu putem spune că avem un râu murdar, că Bega este murdar, calitatea apei este în regulă, doar că n-aș vrea să ajungem la fundul sacului, adică n-aș vrea să ajungem să o stricăm în așa fel încât să ne fie
mult mai greu să o utilizăm sau să, nu mult mai greu neapărat, mult mai scump să o utilizăm. Pentru că nevoie de nevoie Timișoara ca și centru economic depinde de acest râu. Mulțumesc mult, domnule director, scuzați intervenția. Da, permiteți-mi, vă rog, să vă salut și eu. Bună ziua, bine ați venit în acest sediu foarte frumos și reprezentativ pentru orașul nostru. Mă numesc Marian Eperieș, scuzați corecția, sunt director de producție, nu director tehnic, chiar dacă mă ocup și de probleme tehnice. Dați-mi voie să vă adresez și un salut din partea domnului director general Ilie Vlaicu, cu ocazia unei zile importante pentru toți, Ziua Mediului. 5 iunie, Ziua Mediului, o zi în care, iată ce frumos, ne-am așezat la masă educația, știința, tehnica, implicarea civică și, bineînțeles, mass media, care întotdeauna obiectiv punctează problemele pozitive și negative. Și pentru aceasta eu vă mulțumesc că suntem aici. Aș vrea doar atât să vă spun că importanța zilei de astăzi este în primul rând pentru acești factori de mediu, apă, aer, sol și, bineînțeles, biodiversitate. Și dacă sloganul de anul acesta abordează tema generației actuale și viitoare, pământul sperăm noi să fie etern. Suntem alături de toate activitățile care sunt întreprinse de către orice entitate, atât prin sprijin financiar, logistic și în mod deosebit prin prezența fizică. De ce spun prezența fizică? Pentru că prin angajații noștri și prin activitatea de zi cu zi de a vă furniza dumneavoastră, nouă, tuturor, un serviciu vital de alimentare cu apă și canalizare, suntem prezenți în aproape 70%, 80% spre 80% din area de operare a județului Timiș, iar titulatura care o avem de operator regional, sperăm în anii următori, prin reorganizarea teritorială administrativă, să devenim ceea ce ne dorim și putem să asigurăm. Încă o dată vă mulțumesc pentru inițiativă. Da, noi ne confruntăm cu anumite probleme pe captările din râul Bega, dar nu de probleme de deșeuri, ci doar atât când se creează turbiditate din cauza precipitațiilor din amonte. Într-adevăr, problematica deșeurilor pe care o cunoaștem cu toții și vedem și din datele statistice care tot din mass media le-am obținut, județul Timiș este un județ fruntaș la implementarea sistemului de colectare selectivă. De aceea pot să vă spun că nu avem probleme deosebite cu deșeurile care sunt sau ar putea fi în captările noastre. În schimb, datorită condițiilor climatice, schimbărilor climatice cu care ne confruntăm cu toții, din păcate avem probleme cu deșeurile în sistemul de canalizare. Și aici, în viitor, noi, prin biroul nostru de comunicare, dorim să mediatizăm și presiunea care este asupra sistemului de canalizare, deoarece apa care intră, apa trebuie să iese. Am vorbit așa mai plastic, pentru că importanța captării, tratării, epurării și evacuării în emisar este bine cunoscută și suntem aici alături de dumneavoastră să facem lucrurile din ce în ce mai bine. Vă mulțumesc și contați pe sprijinul companiei noastre Aquatime SA Timișoara. Domnule profesor Florescu, vă rog. Dacă... Mulțumesc de invitație. Bună ziua la toată lumea. Sunt profesor Florescu de la Universitatea Politehnică din Timișoara, de la Departamentul de Hidrotehnică, deci exact în domeniul în care discutăm despre apele române, despre Aquatim, probleme cu apa, să zic așa. Mă bucur foarte mult de această inițiativă, pentru că dumneavoastră ați văzut când sunt probleme, atunci întotdeauna apele române, Aquatimul, este foarte importantă. Când nu sunt probleme, nimeni nu ne bagă în seamă. Și trebuie să conștientizăm care sunt problemele. Eu zic din liceu sau din școală, ca oamenii să fie formați, să știe care sunt problemele adevărate în ceea ce privește apele noastre, resursele de apă. Studenții învață foarte multe probleme de apă, să zic așa, probleme de alimentări cu apă, de canalizări, de baraje, de regularizări. Și inițiativa este foarte bună, pentru că studenții ar putea să transmită pe limba lor
copiilor din liceu, din clasa 1-4 și după aceea studenții sunt specialiștii celor de la Apele Române și de la Aquatim. Deci ar învăța, să zic așa, ar face o practică în realitate. Eu zic că această inițiativă este foarte bună și vom ține aproape. E interesul nostru, e interesul dumneavoastră. Să sperăm că totul va fi bine și să avem baftă, să zic așa. E nevoie de noroc tot timpul și de noroc. Domnul profesor Bărătian. Marea faptului că Universitatea de Științele Vieții Regele Mihai I din Timișoara, în momentul în care a primit invitația de a adera la acest program, proiect, a spus necondiționat da. Și o să vă spun din ce motive v-am spus lucrurile astea, din ce motive universitatea noastră a răspuns necondiționat da. Unul dintre motive este componenta educațională. Cu asta ne ocupăm. De unde și vorba de cezarului ce este a cezarului. În afară de componenta educațională, bineînțeles că tratăm și componenta cercetare. Pe lângă elementele deja enumerate, universitatea noastră a fost și este un actor principal în zona de biodiversitate. Când spun lucrul ăsta, mă refer la faptul că universitatea noastră a jucat un rol esențial, subliniez esențial, în momentul în care România se pregătea să elaboreze primul raport de țară către Comisia Europeană pe componenta specii Natura 2000. Universitatea noastră a coordonat la nivel național un capitol, capitolul acvatic, de specii acvatice, resurse acvatice și această componentă care iar a venit universității a avut un succes real. Motiv pentru care România nu este în infringement pe anumite componente ce țin de biodiversitate, în special acvatice, care ne-au revenit nouă ca și universitate. Un alt element care ne-a determinat să spunem da, în momentul în care am primit, am fost provocați, am putea spune, este experiența care o avem, atât cu administrația de apă, administrația bazinală de apă Banat, cât și cu alte instituții ale statului român, respectiv entități serelistice care se intersectează cu această componentă. Experiența ne recomandă, cât și rezultatele. În momentul în care s-a abordat subiectul educație și conștientizare pe componenta acvatică, subiectul a fost dezbătut la nivel de facultate, respectiv universitate, în special în zona programelor de studiu biologie și inginerie și protecția mediului, pentru că avem și astfel de programe de studiu care se intersectează direct cu acest proiect. Ne-am gândit să venim cu propuneri concrete care să atingă și alte paliere care sunt înlănțuite cu această componentă de management ca și tablou general. Vom răspunde de fiecare dată cu da, în condițiile în care instituțiile statului au o obligație morală și nu numai morală să-și facă treaba. Lăsăm ca rezultatele să vorbească și sper ca propunerile noastre care vor veni pe această componentă să fie acceptate și să le duce la bun sfârșit. Mulțumesc pentru invitație, mulțumim pentru oportunitate și să vedem ce iasă. Mulțumesc. Să dea Dumnezeu să fie. Domnule profesor, da. Hagea, vă rog frumos. Bună ziua! Sunt Hogea Cosmin, inspector școlar general adjunct la Inspectoratul Școlar Timiș. Și bineînțeles că atunci când domnul Martinescu, cu care avem o lungă colaborare și de mult timp, m-a sunat personal și mi-a povestit despre acest proiect, am fost foarte încântat, având în vedere că
am cunoștințe de implicarea dânsului în toate proiectele care le desfășoară. Sigur, Asociația de Verde de Banat împreună cu Inspectoratul Școlar și acum această formulă mult mai amplă desfășoară o serie de activități de conștientizare, de ecologizare și, bineînțeles, de plantare a copacilor. Și cred că este foarte binevenit o astfel de inițiativă, având în vedere că știți foarte bine de ceva timp, de un an, de doi ani de zile, în cadrul programei școlare și în structura anului școlar a apărut Săptămâna Verde. În Săptămâna Verde, deși poate la început oarecum lumea nu credea sau nu știa ce se pot face sau ce activități pot fi făcute, ei bine, cu timpul ne-am dat seama că avem foarte mult de lucru, în sensul că avem posibilitatea de a crea un mediu în care elevii să fie conștientizați de protejarea mediului în special și, bineînțeles, de plantarea copacilor, de ecologizare, de strângere selectivă a deșeurilor și așa mai departe. Am fost parteneri cu domnul Martinescu în foarte multe proiecte și trebuie să vă mărturisesc, astăzi este ziua învățătorului, ca și a învățătorului, așa cred că e un moment foarte binevenit ca acest, să zicem așa, această inițiativă să fie lansată chiar astăzi, de Ziua Învățătorului. Ne-am străduit să o corelăm. Astăzi, da. Și vreau să vă mai mărturisesc un lucru. Pe lângă toate aceste lucruri deosebite care sunt convins că vor fi făcute în cadrul acestui proiect, domnul Martinescu, la rândul lui, este profesor. Și are un dar aparte, în sensul conștientizării și explicării în detaliu a tuturor lucrurilor cu care ia contact. Astfel, în activitățile cu care le-am avut până acum, dânsul a prezentat în campaniile de împădurire cu elevii organizate fiecare arbore, cum e mai bine, când trebuie plantat, cum trebuie întreținut, și va face, sunt convins, că și cu această ocazie, o lecție de ecologizare. Vă mulțumesc, sperăm că toți factorii implicați în acest proiect vor fi la fel de entuziasmați ca și noi și așteptăm rezultatele să își pună cuvântul. Mulțumesc! Domnul Barabaș, vă rog. Bună ziua, vă zic și eu, sunt Lorenzo Barabaș, director general la DIT Timiș. Vă mulțumesc, domnule director, vă mulțumesc, domnule Martinescu, pentru invitația de a semna acest protocol. Chiar astăzi, de Ziua Mondială a Mediului, zic că e o oportunitate și ar trebui să mediatizăm foarte mult acest eveniment. Noi, pe lângă acest protocol, avem semnate protocoale și cu Apele Române și cu domnul Martinescu și cu inspectoratul. Noi, în cadrul ADIT Timiș, facem foarte multe acțiuni și cu universitatea, adică cu toți factorii de la masă. Facem foarte multe activități de ecologizare, de conștientizare și de educație ecologică în școli. Suntem prezenți în toate școlile din județul Timiș. Mai mult decât atât, salutăm inițiativa Inspectoratului și a Ministerului de a face această săptămână verde, unde suntem foarte solicitați. Colegii mei, în săptămâna aceea, suntem împărțiți în toate școlile din județ. Noi gestionăm deșeurile din tot județul Timiș, cu precădere pe colectarea separată a deșeurilor. După cum v-a spus și domnul director de la Aquatin, în județul Timiș colectăm separat mai mult decât în alte județe și sperăm că această inițiativă să prindă, să o punem în practică și să ieșim pe teren să facem treabă. Mulțumesc! Da, tocmai asta încercăm. Poimâine? Da. Poimâine vom avea, vă așteptăm cu drag într-unul dintre cele patru locații, Curtea, Tomești, Pietroasa și Marginea. Cum vă spuneam, începem pe Bega Superioară și să vedem cât ne țin puterile să mergem, să extindem proiectul. Depindem de succesul acțiunilor care le vom desfășura. Succes
unde veți contribui și dumneavoastră. Și aici vă mulțumesc încă o dată prin mediatizarea acțiunilor noastre, pentru că știți cum e, în multe cazuri degeaba faci un lucru dacă lumea nu știe că l-ai făcut. Vrem să facem cât mai multe, vrem să facem o begă, râurile, de fapt, deocamdată o begă, dar o să extindem și pe celelalte, cât mai curate, în folosul nostru al tuturor, până la urmă. Mulțumesc mult, dacă aveți, suntem... Aș vrea să vă întreb dacă implicați și autoritățile locale în acest proiect, având în vedere faptul că ele sunt responsabile de realizarea acestui proiect, zone care sunt desărâmele deșeului, asta fi o întrebare. Știu că nu dumneavoastră sunteți cei care controlați și AFM-ul, poate că și că ei ar trebui să implicați în activități și eventual să fie mai aplici puțin poate și pamezile. Cum vă spun, dacă îmi permiteți să vă răspund, de la bun început am spus că încercăm să creăm o platformă deschisă în care cei de la această masă sunt doar fondatorii. Nu vom avea drepturi mai multe decât și cei care vin ulterior. Avem deja discuții, răspunzându-vă acum, avem deja discuții cu autoritățile locale. A fost, hai să nu spunem pe grabă, dar am vrut să prindem cumva această dublă aniversare, ziua mediului și ziua educației. Și l-am pornit astăzi, să spunem așa. Pe partea de autorități locale mai sunt niște lucruri, să spunem așa, birocratice de făcut. Protocoalele trebuie trecute prin consilii, consiliul respectiv, consiliul județean, consiliile locale, dar avem semnale, nu numai semnale, avem promisiuni, avem deja proceduri demarate deja. Cum vă spuneam, la unele așteptăm ședințele consiliilor locale, județene, pentru a ratifica aceste protocoale. Și evident că n-aș vedea de ce să nu se alătură acestei acțiuni și să întregim. Dar nu doar autoritățile locale, agenția de mediu, garda de mediu vor fi toate invitate. De fapt, cum vă spuneam, încercăm să coagulăm, dacă vreți, instituțiile responsabile în gestionarea mediului, în gestionarea resurselor de apă, că pe asta am plecat, dar am pus și un verde pentru că ape fără natură nu se poate și nici natură fără apă. E un simbiot care trebuie să funcționeze, de asta și sigla noastră, apropo, da, pe calea asta vreau să mulțumesc Facultății de Arhitectură și domnului profesor Demetrescu, care era invitat, trebuia să ajungă aici, dar o altă, să spunem așa, activitate l-a obligat să fie departe de Timișoara. Studenții facultății au creat, ei sunt responsabili pentru această siglă, așa că dacă vă place sau nu vă place, vă rugăm să le adresați lor mulțumirile sau dezaprobarea. Glumind acum, evident, dar asta vreau. Încă o dată, e o platformă deschisă, e o platformă în care dorim, cu ajutorul universităților și a Inspectoratului Școlar Județean, să, cumva, dacă doriți, să găsim o abordare cât mai eficientă, plecând în primă fază de la ciclul gimnazial, dacă doriți, orientat spre mediul rural, pentru că acolo zicem noi că e mai mult de făcut în domeniul ăsta. Cei din mediul urban au mai multe oportunități chiar și în săptămâna verde. Și de asta vrem cumva să tragem și zona asta. Evident, nu excludem și celelalte, dacă doriți, grupuri, dar am vrea să plecăm de aici și să ne concentrăm pe asta, măcar pentru o perioadă, pentru perioada viitoare, și funcție de succesul pe care îl vom avea să mergem și dacă doriți, și geografic, și ca structură a populației căruia ne adresăm. Și
invităm pe această cale, prin intermediul dumneavoastră și mediul de afaceri privat, exact, care ar putea, de pildă, fi ca o componentă, mai ales multinaționalele, au o componentă de social sau de mediu, să vină alături de noi într-un alt fel de team building. Pe de o parte, ar cunoaște estul județului sau zona de munte și am putea face un alt fel de team building. Fapte bune alături de drumeție, alături de descoperire geografică. Correct. Până la urmă, eu îmi doresc fiecare copil de la aceste acțiuni să plece măcar, dacă nu cum cornulez, măcar, sau măcar cu o șepcuță, un tricou, un ceva. Trebuie să le arătăm și recunoștința. La început s-a reușit cu bombonici. Acum, da, cu siguranță, avem semne și din, da, și din, da, mediul economic, privat, mediul de afaceri, de lângă noi, privat, care și-au arătat, Acum, în principiu, probabil că vor avea nevoie de timp și ei. Noi am început cumva la mijlocul anului, bugetele au fost cumva stabilite, dar avem promisiuni serioase că vor participa, adică vor intra constructiv, să spunem așa, de anul viitor. Oricum, eu zic că e mai bine că am plecat să arătăm oamenilor ce putem noi să facem și nu să și facem. Da, adică să le arătăm ce portofoliu avem până atunci, decât să întindem mâna înainte de a face ceva. Care este rata de colectare selectivă în județ? Puțin, în jur de 15%. Da. 70%. Care, unde sunt cele mai mari probleme? La blocuri. Acum noi am avut o acțiune anul trecut de conștientizare cu Mircea Bravo, în care am pus eticheta roșie la fiecare bloc, casă care nu colectează separat, îi punem o etichetă roșie și nu îi ridicăm deșeurile și după care îi suprataxăm. Am început puțin să fie mai conștienți când vine factura mai mare și avem tot mult mai multe acțiuni de conștientizare și dau roade. Dar aceste acțiuni sunt în timp. Cam câți abonați ați suprataxat? Nu știu, să vă zic, asta fac cere timpul, noi doar îi... Nu știu exact, să vă dau un... Așa, nu mă întreb, această platformă, să zicem civică, sau cum vreți să numiți, se va transforma în timp într-o asociație cu statut juridic? Și de ce întreb asta? Poate atunci veți putea accesa niște fonduri chiar și europene? Sau sunt suficiente fonduri de fiecare entitate separat? Cu siguranță nevoia de fonduri există, dacă îmi permiteți să răspund eu, dacă vreți, vă rog frumos să mă completați. E nevoie de fonduri pentru orice, nu se poate face nimic fără bani, din păcate. Noi vrem să arătăm în primă fază că ne dorim prin voluntariat și neapărat componenta materială va fi primordială în prima etapă, dacă doriți, a proiectului. Evident că dacă îl vom scala, vom avea nevoie de o finanțare mai serioasă. Acum, încă o dată, cum vă spuneam, aceasta se dorește a fi o platformă, nu atât. Da, putem să nu excludem nimic, contează foarte mult să vedem calitatea fiecărei component din această asociație, să spunem așa. Asociație deocamdată ne... Asociere mai degrabă. Da, mulțumesc mult pentru așa, dar da, nu excludem. Ideea este că oricare componentă poate să acceseze pentru un proiect. Celelalte entități din această platformă să îi dea sprijinul în demersurile care le are pe acel proiect. Deci cumva să fie neapărat o suprastructură, dar o structură umbrelă pe partea de conștientizare a publicului în domeniul resurselor de apă, mediului în general, biodiversității. Dacă îmi permite, domnul director, să aduc o completare. Deci nu este neapărat obligatoriu să fim constituiți în asociație. Din ce motive? Pentru că ghidurile de finanțare, cel puțin la ora actuală, permite oricărei instituții ale statului român să vină într-un parteneriat comun,
astfel încât să acceseze și ulterior să implementeze un proiect. În condițiile în care trendul va fi sau cerința pieții va fi de așa natură să ne constituim într-o entitate ca să putem duce mai departe proiectul, din punctul nostru ca și universitate, științele vieții, nu este niciun impediment. Totuși ar vrea să decritez puțin și să mă duc într-o zonă mai discretă, când recent, în urmă cu 2 ani, am fost abordat chiar de domnul director să creonăm un consiliu științific, care să vină în prim plan cu părerile proprii la problemele cu care ne confruntăm. Sunt multe planuri, sunt multe proiecte, dar vom aștepta momentul când să le accesăm. Și aici v-am răspuns la ambele probleme care le-am abordat. Da, e o oportunitate extraordinară pentru județul Timiș, pentru Timișoara, faptul că suntem un centru universitar puternic și e oarecum păcat să nu beneficiem de experiența, de know-how pe care îl dețin. Și mai mult de atât, mai nou universitățile sunt evaluate și prin prisma activităților extracurriculare care le desfășoară. Nu numai prin prisma rezultatelor științifice, academice, dacă vreți să le spuneți, sunt evaluate și prin prisma activităților extracurriculare care le desfășoară. Așa zisul rating de care se tot discută la nivel național și la nivel de Uniunea Europeană. Noi vom interveni acum, în următoarea... pe tot proiectul. Nu ne limităm. Sunt, dacă mi-aduc bine aminte, 32 de UAT-uri. 32 de UAT-uri. Acum, n-aș putea să vă spun prin câte localități. Da, cam așa. Noi ne dorim să fie în tot județul. Da, deci, cum vă spuneam, ăsta este începutul. Da. Începem dinspre Amonte să-l curățăm așa. Ok, vor trebui reluate, vă dați seama că nu o să putem convinge toți factorii din prima. Ca orice acțiune de conștientizare a publicului, de ridicare a gradului de implicare, necesită timp, nu se pot face peste noapte, mentalitățile nu se schimbă de pe o zi pe alta, de asta cumva recunoaștem, am încercat să ne luăm o sarcină mai ușoară mergând spre, să spunem așa, partea de gimnaziu, care acolo probabilitatea de a-i aduce pe calea care o considerăm noi cea bună de grijă pentru mediu, e mai mare. Da. Ca o completare, dacă vreți o cifră, la inițierea proiectului 10, un județ de nota 10, în care Verde de Banat a oferit puieți școlilor, în prima săptămână, fără nicio presiune a inspectoratului, dar fără niciun telefon, 80 de școli au ridicat puieți. Din 300. Asta m-a bucurat foarte tare. Adică fără niciun telefon și la momentul ăsta, mai mult de 2-3 din școli au plantat în școli, au primit materialul săditor. Eu mă aștept după ce va fi lansat acest proiect, să începe să sune telefoanele și profesori dedicați din școli, iubitori de verde și de curat, să vină lângă noi. Evident, avem nevoie și de capital uman. Fără profesori implicați, doar și presiunile de sus în jos, democrația de sus în jos nu prea funcționează. Da, nu asta, evident, că da, ne dorim până la urmă creșterea simțului civic printre, în societate. Fără el nu putem. Adică de asta suntem societate până la urmă. Deschisă. Exact. Nu putem trăi noi într-o bulă ca individ fără să fim afectați de cei din jurul nostru și afectându-i pe cei din jurul nostru. Dacă, de asta trebuie. Dacă permiteți, că ați ridicat problema de cadre didactice, sigur că avem deschidere la școli. V-am spus, dat fiind faptul că deja avem o colaborare de câțiva ani cu Asociația Verde de Banat, profesorii sunt oarecum receptivi la tot ce înseamnă inițiativă.
Astfel că, cel puțin pentru clasele de gimnaziu, unde proiectul este focusat în această etapă, avem mare deschidere.